emisiunea Bine ați venit, Carmen Ilia Vidu. Discutăm despre piesa care rulează, să zic așa, la Teatrul German din Timișoara, Oameni de vânzare. Subiectul e cunoscut deja, nu? E vorba, de fapt, cum să-i spunem? Trafic de persoane, vânzare pur și simplu de etnici germani din Banat de către România, către Republica Federală Germană de atunci, din epocă? Republica Federală Germană numește asta un act umanitar, inițial de reunificare a familiilor. Din partea României a fost clar un act de vânzare. În momentul în care am început să studiez această temă, în capul meu a fost vânzarea etnicilor germani în timpul regimului comunist. Deci vorbim și despre Banat, și despre Transilvania, dar și Moldova. Vestul României în principal, dar etnicii și germani, asta da. E ideea. După al doilea război mondial, în timpul războiului rece dintre America și URSS, America are nevoie de susținerea RFG-ului, pe care în 1967 România recunoaște RFG-ul, are nevoie de RFG și începe un amplu proces de denazificare, de democratizare. În acest proces, Germania încearcă cumva, pe lângă faptul că își plătește daunele de război, să aducă etnicii germani care au rămas blocați în afara Germaniei, ca să spun așa, printre care și etnicii germani din România. Doar că Ceaușescu nu îi lasă pe etnicii germani să plece din România, decât contra cost. Și aici începe traficul. Asta este subiectul. Și aici este și altceva, acest mod de a prețui cu ghirimele viața. Cum se cuantifica viața unui om, un etnic german, ca să zic așa, ce contravaloare sau ce contravalori, că sunt mai multe? La început, datorită faptului că avea experiența vânzării evreilor, statul român cere o sumă în funcție de pregătirea intelectuală. Pentru cei fără nicio pregătire, se pleacă de undeva de la 3.000 de mărci germane, ba nu, la 1.900 de mărci germane și se ajunge pentru academicieni undeva la 9.000-10.000 de mărci. Ușor, ușor, am văzut lucrurile acestea în arhiva CNSA, studiind dosarele, chiar ei au analizat situația și s-au dat seama că ies în pierdere. Așa că cel mai bine au pus per capita un singur preț, 9.800 de mărci. S-a făcut o regularizare, ca să s-a zic făcut așa, o regalare, ca da. Să vorbim în termenii ăștia aproape cinici. Eu mi-aduc aminte, aveam 8 ani, cred era 1988, când un fel de unchi de-a meu a venit la noi și a spus așa, se referă la nemții care au plecat, au lăsat plăcinta în cuptor. Mm-hmm. Dumneavoastră, cum v-ați apropiat de subiectul ăsta? Datorită faptului că au mai fost și alte produse culturale, printre care și Pașaport de Germania, filmul foarte bine construit și care au pus accentul pe partea emoțională și pe partea de poveste personală a celor care au fost traficați într-un fel sau altul, eu am spus că de data aceasta personajul principal va fi afacerea. Motiv pentru care m-am dus înspre a citi dosarele, a pleca până în Germania și a sta de vorbă cu domnul Hughes, singurul negociator din partea statului RFG-ului. Da, exact. Germania, el are acum 93 de ani. Anul trecut, când i-am luat interviu, avea 92 și m-am bucurat că un om al istoriei este încă în viață. Deci e o formă și de teatru documentar, este să spun. Teatru documentar. Da? Deci valorizează teatru și încadrează estetic documentul, să zicem așa, exact. Și potențiază estetic. Toate materialele care apar în Oameni de vânzare, spectacolul de la Teatrul German, sunt materiale autentice, documentare. Ca să ajungem după aceea să discutăm și modalitatea estetică, să zic așa. Cum punea problema acest reprezentant al statului german? Încerca să negocieze o sumă care să pleca de la 7.000-8.000 de etnici germani și încerca să ajungă undeva și a ajuns în 89 la 15.000 de etnici germani în perioada convenției. Deci el tot încerca să crească numărul plecărilor, dar spre final, când numărul etnicilor rămași era din ce în ce mai mic și când Ceaușescu deja își închidea lagărul din ce în ce mai amplu și nu se mai putea ieși, Hughes încerca să negocieze ajutor pentru etnicii germani rămași aici în România. Cămine de bătrâni, salvare, da, medicamente, mâncare. Doar că Ceaușescu era atât de afurisit încât lăsa vagoane întregi cu mâncare să se descompună. Și negocierile astea și să ce însemnau, de fapt? El se întâlnea, venea se aici? Întâlnea se întâlnea ori la Hotel Lido, ori Hotel Ambasador, în București, dar negocierile aveau loc și în afara României,
chiar în casa și biroul dânsului din Nes, unde am fost și am luat interviuri, dar și în Italia, în Suedia, în diferite locații. Acolo se întâlnea cu reprezentantul securității, deasupra securității era direct Nicolae Ceaușescu și se negocia sume de oameni. Era one-on-one formatul, ca să zic așa, cel mai adesea, sau cum se punea problema? El da, cu... față în față cu negociatorul, au fost o serie de negociatori, numele tuturor apare în spectacol, și un traducător. Toate negocierile oficiale aveau loc strict în limba germană și în limba română. Nu se vorbea în limba engleză. Și exista traducător oficial din partea României. Deci astea erau condițiile. Pe lângă suma asta de oameni, mai existau și cazuri speciale. Adică contra cost se putea plăti ieșirea din închisoare sau doar din România a unor oameni cu un preț special, spioni sau oameni necesari în Germania. Forme de negocieri interstatale care puneau accentul din cazul ăsta pe oameni. Pe oameni și un număr de oameni. Motiv pentru care a putut să existe o rețea paralelă în România. De ce? Fiindcă statul german venea și spunea negociem și plătim pentru 10.000 de oameni, dar nu spunea numărul lor. Și atunci românul, cel de la securitate, spunea ok, 10.000 vă oferim. Și venea și te întreba, vrei să pleci? Da, vreau casa ta. Asta e cum se punea problema în țară. Că aici apărea un fel de raportare de jegmănire uneori. Era jegmănire pe fapt, dacă nu uneori, tot timpul. De exemplu, se referea la situația asta între state. Statul plătește atât, dar aia se negocia acolo. Da. După aia venea faza 2. Cum se pune problema între statul român prin reprezentanții lui, care știm ce erau, securitatea mai exact, da? Serviciile și secrete. Oamenii propriu-zici care urmau să plece. Își jegmănea propriul popor. Deci pe lângă faptul că era un stat terorist care își ținea în lagăr populația, pe lângă asta, dacă vrei să pleci și deja oricum statul german a plătit sumă pentru tine, trebuia să-i lași casa, apartamentul, lucrul ăsta apare și în spectacol. Plăcinta din cuptor, să zic așa. Plăcinta, e o chestie frumoasă și așa, dar când îți lași casa și îți dai pensia, salariu sau tot ce ai, te împrumuți și după care 10 ani plătești pentru lucrul ăsta, nu știi dacă îți primești pașaportul peste o săptămână, o lună sau 11 ani. Lucru care s-a întâmplat. Deci jegmănirea era și tensiunea era... Prin urmare, și asta trebuie spus, această, să zicem așa, contrapartidă nu era pe loc. Dom'le, tu îmi dai, eu îți dau acum. Nu. Tu îmi dai, eu îți voi da. Exact, da. Când, cum, da. De o manieră pe care statul, tot statul controla până la urmă, că nu putea fi altfel. Numai statul. Ieșirea din România nu se putea face decât cu semnătura lui Nicolae Ceaușescu. Deci toți cei care primeau pașaport erau sub semnătura lui. Să spunem că, mă rog, acum suntem la Timișoara și montați la Teatrul German. Aportul ăsta al culturii germane în Timișoara anilor 70-80 a fost imens. De exemplu, nu doar atât. Nu doar atât, dar deci, etnicii germani... Hertha Müller, de exemplu, a plecat în 87. 8.000 de mărci. A pierdut România pentru 8.000 de mărci o laureată Nobel. Au fost poeții germani, cei din antologia Vânt potrivit până la tare. Da, care grupul a fost de acțiune foarte influent. Acțiuni grupe da. Banat, cum ziceau. Da. Și dincolo de asta, faptul că Timișoara și Banatul rămân sub formă, într-o anumită formă, emanații culturale ale spațiului vorbim german. Vorbim despre 850 de ani. De da, etnici care au trăit în Transilvania. Da? Și peste 250 de ani în Banat. Deci, pentru 2 miliarde sau cât a câștigat statul român, a pierdut o civilizație de peste 250 de ani în Banat și peste 850 de ani în Transilvania. Și când spunem civilizație, înseamnă cultură, înseamnă educație, înseamnă... Civilizație materială, educație, un mod da. De a fi... În... Dumneavoastră sunteți din Arad. Da. Cât timp ați petrecut? Până la ce vârstă? Până la 18 ani. Eu mi-aduc aminte, crescând aici, pe scara blocului, da. Erau, mă rog, sârbi, nemți, unguri. Neamțul, care a plecat după 90, în cazul de față, era responsabil cu liniștea. Da? Dar era dus așa, la modul extrem. Deci dacă zbiera extrem unul... pentru România, da. Nu chiar, că dacă zbiera un copil, deci nu discutăm să... Așa, zbiera unul, venea după el la două scări distanță. Deci era la modul ăsta. Ceea ce era, bineînțeles, parte din fanul. Contactul personal l-ați avut cu nemți în spațiul ăsta? Da, fiindcă eu sunt... Sunt din Arad, dar ai mei au primit repartiție. Eu nu am neamuri în Arad. Sunt din Caraș-Severin, respectiv Steierdorf. Care? Steierdorf. Anina 2. Un cartier nou exact. Din Anina. Este Anina 2. Este Anina 2. Eu acolo sunt crescută, de acolo este tatăl meu. Deci Steierdorf este un oraș golit după Revoluție. Tatăl meu foarte aproape din zona unui sat din Sasca Montană.
Okay. De lângă, mă rog. Deci, iată, am avut contact și știu că au venit după aceea, după 80 și, au plecat după 89, pardon, și odată ce am crescut, ei au început să reapară unul câte unul și mi se spunea, uite, asta e casa lui, a venit să vadă ce mai e și așa mai departe. Pentru că asta, da, cu casele era absolut uitor. Se suprapunea cumva problema asta și pe populația românească cu demolările care, da, erau. Că au fost cazuri, bine, poate e și folclor, dar zice-se că au fost cazuri de oameni care au murit când au văzut în sate sau în așezări cum mi se dărâmă casa, cum o dărâmă acolo. Pe lângă demolări, să ne înțelegem, ochilor. În afară de Timișoara, Brașov, Sibiu, restul etnicilor germani sunt oameni, erau oameni de la sat. Pentru cel de la sat, acasă înseamnă ogorul, vita, asta înseamnă acasă. Tot ansamblu, ca să zic, exact, așa, tot complexul. Are o relație mult mai personală cu acest acasă decât orășeanul din Timișoara care pleacă în Germania. Pentru ei a fost un șoc cultural fabulos și sunt state întregi care s-au golit, iar rădăcinile lor au fost spulberate. E un act dramatic, cu foarte multă emoție. A devenit și dramaturgic. A devenit, da, a devenit. Am simțit nevoia să spun această poveste. Odată ce am fost invitată să montez la Teatru German pentru a doua oară, am spus ok, dar vreau neapărat să vin cu un subiect care să servească teatrului german, să vorbească despre Teatrul German, despre dispariția publicului Teatrului German, fiindcă înțeleg că undeva prin 80, undeva la 15-20 de angajați, adică aproape toți, fiindcă nu, da, nu era foarte, au dispărut, pur și simplu, odată ce cer cetățenie, pașaport, îmi cer scuze, îți pierzi dreptul la muncă. Și atunci ei au fost foarte mulți angajați ai Teatrului German care au depus și statul român a considerat că este momentul să-i dezangajeze. Din punctul meu de vedere, plecarea, da, lor a fost o decivilizare a locului, să zic, adică a fost, da, o pierdere mare, imensă, masivă. Da. Bun, acum hai să vedem cine sunt personajele, da, care definesc asta în piesă și cum definesc și definiți asta în piesă. Avem un personaj principal care este Ioana, interpretat de Ioana Iacob și este vocea istoricului într-un fel. Germina Năgât și Madalin Hodor sunt cele două voci de la CNSAS, istorici și cercetători, care m-au ajutat să fac un fir roșu. Adică sunt mulți care nu cunosc această poveste. Cei mai mulți știu câte un pic, majoritatea nu știu nimic. Și atunci Ioana Iacob este cea care ajută publicul să înțeleagă. Cei cu al doilea război mondial, cu războiul rece, cu industrializarea României de către Ceaușescu, ca să înțeleagă de unde nevoia de bani și de tranzacție. Apoi există personaje principale, Hiuș, pe de-o parte, negociatorul din partea RFG-ului, Anghelache Andronic din partea României. Sunt foarte multe materiale video cu ei, dar sunt și materiale pe care le-am luat din rapoartele securității, le-am dramatizat și le-am adus pe scenă. Există filmare live și e un melanj între teatru documentar și teatru multimedia. Și eu am studiat chestia asta, de exemplu, în literatură, într-o anumită măsură. Dosarele astea ale securității, că, da, conțin detalii uneori halucinante. Deci acolo se scriau... Sunt chitanțe, și, sunt... Și documente, da, și descrieri, da, de personaje, deci cum se îmbrăca, cine era. Sigur, era un fel de profilare aproape. Cine e ăsta, de ce e important, da, și așa mai departe. Cum le găsiți ca sursă pentru artă? Că alea au și un fel de expresivitate involuntară. Eu am văzut un caz, de exemplu, chiar în dosarul tatălui meu, în care el a citit la un cenacul o proză despre niște copii care vreau să bea pe ascuns vin roșu. Uh-huh. Din cauza că era vinul roșu, s-a pus problema că și ei au văzut că e amar și nu le-a plăcut, că e un atac la comunism. Deci situația te doare mintea. Cum, da, găsiți astea ca sursă? Creează un pic de dependență și fiindcă teatrul românesc nu e neapărat cel mai deschis către teatru politic, social și documentar. Eu ceea ce fac este un teatru de nișă, dar iată, am reușit să primesc anul trecut premiul Uniter pentru Jurnalul unei revoluții, ceea ce pentru mine este fantastic, adică e așa un curaj pe care încerc să-l dau și celorlalți creatori care sunt în direcția asta. O întrebare ce înseamnă nișa în cazul dumneavoastră? Înseamnă din 100% undeva un 2% care sunt interesați și de un astfel de tip de teatru. Încerc să-l duc din zona independentă doar în zona mainstream, adică de stat,
cum ar fi Sfântul Gheorghe Constanța, Teatrul German, Teatrul Național. Iată, sunt invitat acum la Arad. Deci să merg către publicul larg, care gustă pe de-o parte spectacole și bulevardiere, dar în același timp și tipul ăsta de spectacol. Un spectacol cu o miză intelectuală și politică de o altă factură. Ok, revenind asta cu dosarele, care ar fi de fapt relația cu documentul? Că e foarte interesant. 100%. Odată ce îți iei documentul, încerci să-i fii fidel. Într-adevăr, în loc de 10 pagini, pui doar jumătate de pagină. Adică eu la repetiție aici la Teatrul German, prima vizionare internă a avut 2 ore jumate. În acest moment, spectacolul are 1 oră jumate, fiindcă este informație, informație, informație. Nu e un spectacol în care să cadă zăpadă, nu e cu ungeraș, nu e cu povești de dragoste, e multă informație. Și am considerat până la urmă că 1 oră jumate, din cele 2 ore jumate, care pe foaie erau 4 ore, e suficient. Actorii cum s-au raportat la tema asta? Actorii au lucrat foarte bine. Prima repetiție, de exemplu, fiindcă eu am scris textul în limba română, a fost cu toată echipa la masă și fiecare își citea fraza în limba germană și eu în limba română și toți își dădeau feedback-ul dacă e tradusă bine, actual și normal, ceea ce înseamnă că toți au citit tot textul, fiecare replică și și-au asumat foarte bine istoria asta. Tocmai de asta întreb, pentru că asta implica experiența asta și un fel de, să zicem, multilingvism de lucru. Da, exact. Deci, așa dumneavoastră început, nu sunteți etnic german, vorbitoare de germană. Nu. Da? Textul a fost tradus de Rudolf Herber, care este și directorul artistic al Teatrului German și a asumat calitatea de traducător, doar că am considerat ca alături de echipă să verificăm, nu neapărat să verificăm această traducere, să-și asume fiecare pentru vârsta lui, fiindcă mi-am dorit să fie o limbă vorbită. În Teatrul German există și o nemțoaică, Katia, care este angajată și care nu vorbește limba română, engleză sau așa, a citit textul și avem deja a treia confirmare că este o germană vorbită actuală, ceea ce e foarte important. Acum am discutat un pic despre desfacerea acestei piese în România, da? Da. Unde și unde, mă rog, se va mai monta. Cum o vedeți desfăcută în străinătate? Sper destul de mult, adică asta a fost și negocierea mea cu Lucian Vărșăndan, directorul, managerul Teatrului German. În momentul în care a venit cu acest subiect, eu mă bucur și pentru mine e o mare minune că suntem la al treilea sold out de la premieră. Că nu-i doar limba, e și tema. E o temă dificilă, credeam că va fi sala goală, dar am zis hai să facem pentru străinătate și hai să ne asumăm la modul cel mai solid această temă, că atunci când mergem în Austria sau în Germania, să vadă că avem un limbaj matur și asumat și cercetat. Deci sper că ușor, ușor vom ajunge. Aici se pune problema raportării la temă și în alt mod. Cum știți foarte bine și în literatură și în film și, mă rog, în arts în general, de multe ori în, mă rog, circuitul de premii e vorba de teme de acest gen. Mișcarea de populație, migrația, da. Mișcările astea forțate, da. Determinate dictatorial sau mai știu eu cum. Da. Din punctul ăsta de vedere, tema e foarte la modă. Este foarte la modă. În același... Deci e și o raportare la modă, nu doar la temă. Teatrul din România pe fir este finanțat de stat și statul nu facilitează astfel de deplasări internaționale. Un manager de teatru, în momentul în care răspunde către cel care îl creditează financiar, nu trebuie să aibă în repertoriul lui premii și deplasări internaționale. Așadar, dacă acest spectacol va circula din înțelepciunea managerului, dacă nu, nu. Deci e simplu, din păcate statul român nu e deschis, uite, suntem la 30 și câți, 2-3 de ani de la Revoluție. Simplu fapt că mai întreb și arată că a trecut o... Și nu suntem jucători activi în festivalurile internaționale, nici minore, nici majore, nici nimic. Și asta s-ar întâmpla din cauza, să zicem, politicii statului român, da. Sau nu din cauza sectorului, că aici nu e datorită, e din cauza, să zic așa, sectorului artistic propriu-zis. Nu. Care ar avea ce oferi. Iată, suntem prezenți la Bienală, suntem prezenți la Festivalul de la Cannes, luăm Ursul de Aur, Berlin, avem nominalizare la Oscar pentru prima oară, 2 chiar, nu, cu Colectiv. Teatru nu. Teatru l-a avut pe Purcărete, pe Gianina Cărbunariu și cam atât. În rest, nici măcar la festivaluri minore. Și dacă suntem datorită unui manager sau unui regizor, dar sunt chestii minore și punctuale. Deci datorită unei excepții. Exact. Acestea sunt strict excepții. Ele există, le felicit,
dar sunt excepții. Acum, discutând de România, dincolo de stat și de sistemul teatral, trebuie să punctăm și problema asta a publicului. Da. Cât de conservator e? Nu e doar conservator, el în continuare vede teatru ca pe o formă de divertisment. Și lucrul ăsta l-am înțeles abia când am ajuns la Bacău. Dacă vă puteți imagina, acolo clădirea teatrului, o bijuterie la kilometru zero a orașului, stă să cadă peste oameni și peste trecători. Managerii, fosta manageră m-a invitat să fac jurnal de Bacău despre cum clădirea și cultura cade pe noi. Și așa, de-abia acolo am învățat, stând de vorbă cu primarul și cu publicul, că de fapt până în 89, fiind un oraș muncitoresc, cultura se adresa muncitorilor. Și atunci mi-a picat fisa, stai puțin, că de fapt nu vorbim despre Bacău, vorbim despre România. România e o țară, asta și-a dorit Ceaușescu, nu? Să transforme țăranul în muncitor. Deci nu vorbim despre o pătură intelectuală consistentă. Motiv pentru care, în continuare, cultura se adresează acestor pseudofoști muncitori. E o cultură de divertisment, de relaxare, de voie bună. Nu e un partener intelectual care să-ți facă un upgrade vieții. Deci nu e asumat oarecum inițiativ, educativ, mergi ca să evoluezi, să zic așa. Nu. În Occident... E pe post de bere. Pe post de bere. În Occident ați mai fi o regizoare de nișă? Nu, n-aș mai fi o regizoare de nișă. În Occident călătoresc, anul trecut am călătorit mult, aproape jumătate de an, în Franța, în Austria, în Germania, unde am și lucrat, unde am avut și premieră cu film, am colaborat și pe partea de muzică și nu aș fi o regizoare de nișă. Acolo oamenii merg și au nevoie de parteneri intelectuali când merg la un produs cultural. Jurnal de România, din punctul ăsta de vedere, care e un fel de proiect macro, întinde mai multe, ca cinci ocupă, orașe, da, acoperă mai multe puncte, să zicem, pe hartă. Ce v-am mai învățat, de fapt? Că aici are experiență și a orașelor de tip Bacău, poate fi și așezări mai mici, dacă e cazul. Da, e o lecție foarte bună pentru Bacău, am toată admirația. M-am învățat despre feminism în Constanța. Vă declarați feministă? Sunt o feministă, Sunteți? Sunt o feministă, Ce înseamnă asta? Hai să o luăm așa, că și asta e un, cum se zice, un concept umbrelă, care pot să întindă mai multe, de la un fel de machism întors, cu semn întors, deci de amazonism, să zic așa, la orice altceva. Cred că vocea feminină ar trebui cumva să fie cel puțin echilibrată cu vocea masculină. Vin dintr-un domeniu în care premiile Uniter și premiile Gopo au fost în proporție de 100%, enorm de mulți ani, peste 20 de ani, strict dedicate bărbaților. Au fost ani în care nominalizările... Dedicate bărbaților sau obținute de bărbați? Nominalizările au fost 100% masculine. Atât ca regie, cât și spectacol. Asta înseamnă că nicio voce feminină nu a fost considerată consistentă. Întotdeauna a fost o voce de coloratură, poetică, sensibilă, să fie și altceva. Cum era o imagine la câte o doamnă la prezidiu, știi? Din... Cu coc, da, cunoaștem lucrul ăsta. Dar cred că femeia trebuie să își dezvolte discursul. De multe ori este agresiv, de multe ori este toxic, isteric, fiindcă nu are exercițiul puterii, exercițiul dialogului și femeia are fiindcă nevoie de... a fost privată de acest exercițiu. A fost privată, da. Femeia trebuia să stea la cratiță, să-și vadă de familie, lungul nasului și așa mai departe. Bun. Și problema acum ar trebui pus în sensul egalității, să zicem așa, sau al unui anumit egalitarism. Eu fac diferența la modul următor. Egalitatea ar fi, să zicem, egalitatea de șanse. Să se garanteze că la un concurs sau la un festival de teatru, de orice ar fi, indiferent de gen, indiferent de orice tip de orientare, toți au șanse egale. Nu cred că ne ajută lucrul ăsta. Egalitarismul e altfel, când impui normarea rezultatului. Da, deci egalitatea la nivel de rezultat. Cred că ar trebui să facem exercițiul ăsta cel puțin o perioadă în viața noastră. Adică într-un prezidiu sau într-o echipă să existe un număr egal de femei și bărbați. Asta ar ajuta foarte mult pe cei care nu au simțul valorii și... Uite, s-a întâmplat ceva foarte interesant în timpul pandemiei. Am făcut un film, am stat de vorbă cu o profesoară de antropologie și care mi-a spus, bărbatul este mult mai vocal. În momentul în care totul s-a dus pe online, pixelii l-au făcut pe bărbat și pe femeie să ocupe același pătrățel în discuția aia de pe Zoom, de pe Skype. Și în acel moment, oarecum s-a dezechilibrat acea forță a bărbatului și femeile au ocupat același pătrățel ca și bărbatul. Și pentru prima oară în istoria ei personală,
Dialogul a fost la un alt nivel, da. Prin urmare, credeți că ar fi necesară normarea, să zicem așa, da, cuvântul urât, e odios, e urât, cumva. Dar cred că pentru o perioadă de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani, cred că e necesară. Deci, de exemplu, dacă se dă premiul undeva, nu contează acum unde, discutăm ideea, dar să fie premiat și o femeie și un bărbat. Da, da, cred că asta ar ajuta enorm de mult, până s-ar echilibra discursul femeii. Și ce femeii. Facem, de exemplu, că atunci trebuie să normez și nominalizările? Sunt de acord să adică facem lucrurile astea. Adică nu poți că dacă 4 cu una sau 4 cu 1, cum ar fi, da, da, e da. Clar că aia sau ăla ia pentru că mă rog, e bărbat cred că și că se creează. E egalitatea da. Matematică. Până la urmă. Nu, nu este. Nu este matematică. Vorbim acum despre o situație concretă. Situația concretă înseamnă o lipsă de vizibilitate care trebuie ușor, ușor ajutată. Fiindcă sunt foarte multe femei care sunt împotriva feminismului. Și atunci cele care au de luptat cu propria echipă și cu echipa concurentă, ca să spun așa, au nevoie de susținere. Cred lucrul acesta. Sunt foarte multe colege de ale mele din Breaslă, regizoare de teatru, care refuză să fie feministe, refuză să fie considerate regizoare femei. Să dăm și câteva exemple în sensul ăsta. Cine iată, cel... Leta Popescu, de exemplu, pe care o apreciez și foarte mult am vorbit despre ea, mi-a spus, Carmen, îți mulțumesc așa, dar eu îmi doresc să fiu o regizoare și să fiu valoroasă. Da, datorită discursului meu, nu datorită faptului că sunt femeie. Ei, astfel de atitudine... Sau feministă, adică militantă pentru asta. Nici măcar militantă, dar nu vrea să fie considerată regizoare femeie, ca și cum întinde mâna, ajutați-mă, că sunt, am handicap, mă numesc femeie. Deci ea nu dorește tipul ăsta. Eu știu că atâta timp cât aceste subiecte nu sunt aduse în discuție, ele vor fi ținute sub preș. Eu am trăit acest exemplu timp de 32-33 de ani la Revoluție. Sunt de-abia a treia regizoare în istoria Uniterului, nominalizată și premiată. E mult prea puțin. În 32 de ani să fie trei femei nominalizate, e bătaie de joc. Dacă am înțeles bine, următorul nostru proiect este I'm Her. A fost. Eu sunt ea, povești care vindecă. Da, da. E un scurtmetraj documentar despre extrem de și documentar, pandemie. Să zic așa, cu niște povești de viață spuse tot așa de printre care de femei. Și vocea acestei antropologe. Am vrut să văd cum a traversat pandemia. Bun. Și aici a fost informația la aceasta interesantă. La modul, știți cum se zice, care se cât atâta cât se poate omenește prevedea. Care va fi parcursul în viitorul proxim al piesei de teatru Oameni de vânzare? Sper să ajungem la cât mai multe festivaluri din România. Sper să obținem și nominalizare uniter. Asta ar ajuta foarte bine tipul ăsta de spectacol și tipul ăsta de discurs. Dar pariul meu cel mare este să reprezentăm România internațional cât se poate de mult. Cât se poate de mult. Și o ultimă întrebare. Sunt domenii în care loc premiile aproape că nu contează. Literatura, pentru mine contează literatura, aceste premii. Literatura, mă refer la relația cu publicul. Am pentru înțeles. Creatori, pentru relația cu publicul așa e. Dar e un sistem de validare necesar României. Evident, gândesc pentru creatorul un pic la respectiv, nivel. Da. Pentru, mă rog, persoanele în cauză, implicate profesional. Dar mă refeream la relația cu publicul. Contează dacă se știe că piesa X are premiul uniter. Da. Atrage? Crește, vinde chestia asta. De vândut nu vinde premiul uniter, ci cel care știe sau nu să vândă cultură. Iar în zona de teatru, nu prea știu oamenii să vândă teatru. Asta este adevărul. Deci premiul în sine, dacă nu e bine vândut și cronicile care apar, dacă nu sunt scurte și dinamice, așa cum se întâmplă pe modelul americanesc, ele nu vând. Sunt pentru noi, sunt pentru orgoliul nostru personal și nu vând. Dar ar putea să vândă dacă cel care face negoț cultural s-ar pricepe la acest lucru. Bun, cortina a căzut de mult timp. A trecut. Mersi. Mulțumesc.